Tentativa asta, pasul de a modifica o lege în ultima ședință a Parlamentului cu privire la comisia de pre-vetting, citez, o modificare a legii prin care se permite distrugerea tuturor arhivelor privind procesul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Pe dânsul nu avea să-i duc capul la așa ceva. Eu recomandat acei din străinătate care și-au invitat aceste vetting-uri, pre-vetting-uri. Este că un lucru clar că ei vor să-și șteargă urmele la toate prostiile care ei le-au făcut. Vă asigur eu că eu sper că cineva a avut grijă să mai tragă deoparte, să mai tragă o copie la actele cele și vă asigur eu că într-o dă, cum a ieșit eu cumva cu crolul când tățăl catau, știi, 3 ani de zile, dar usată l-a scos, da? Și tățul a văzut beneficiarii furtul miliardului. Tot așa cred că să ajungem și la asta. Dar pe mine mă doare altceva. Pe mine mă doare că Maia Sandu în prima zi nu l-a fugărit pe acest von Hebel când a apărut scandalul cu el, da? Și putea să o fac frumos, l-a trimat în Olanda, mai ales că în Olanda sunt deja și lalele numite în cinstea lui Maia Sandu. Să-i dă și un buchet de lalele în numele, adică de numele ei și să-l lasă acolo. Pe mine mă deranjează faptul că Plahotniuc tot a capturat justiția pe timpuri. Numai el a făcut-o pe cont propriu, da? Dar Maia Sandu a făcut-o pe banii partenerilor de dezvoltare și banii europenilor. Ciustuși, da, razniță? Știi cum? Eu mă uit cum unii deja în raioane îl bășesc pe Plahotniuc, așa, cu tot modul cum a capturat astea. Că dacă mai rămâne pasul la guvernare încă un mandat, mă refer încă 4 ani, știi, dă să ne imaginăm, ei n-a să aibă majoritate, nu dai pe amicitaim, cum zic moldovenii. Mergem pe visurile lor. Dacă ăștia mai rămân la putere un mandat două, a până noi peste 20 de ani să stăm la Nisporeni, la deschiderea oficială Monumentului a Democrației, unde stă Plahotniuc, cu codul penal în mână, și asta e lenta tot aici din pas, știi? Chiar că ăsta a fost simbolul reformelor în justiție. Ei trebuie stochiți și urgent, domnul Gonță. Mă refer ăștia care i-avem.